Konnichiwa, adică bună ziua în limba japoneză, dragi bunicuței. M-am străduit, nu știu dacă am pronunțat prea bine. Și asta fiindcă urmează să vă spun o poveste din această țară îndepărtată, Japonia. Se povestește că odată, de mult, trăia retras în munții din Japonia un maestru. Era vesel tot timpul, le zâmbea tuturor celor care ieșeau în cale. Unul dintre elevii lui, curios fiind să afle cum de maestru este tot timpul fericit, l-a întrebat într-o zi. Maestre, iartă-mă că te întreb, dar aș vrea să știu de unde acest zâmbet continuu pe chipul tău. De la clopoței de vânt, răspunse maestrul. De la clopoței de vânt? Cum așa? De fiecare dată când sună clopoței de argint de la poarta mea, mă cuprinde o bucurie fără margini. Înseamnă că vine cineva și sosirea cuiva, fie doar și a vântului, mă umple de fiecare dată de fericire. Gândind că ar avea ceva magic în ei, într-o noapte elevul hotărâ să fure clopoței. Îi duse în casa lui, îi așeză la poartă și așteptă ca miracolul să se producă. Dar nu simți nimic când aceștia sunară. Nu, ba mai mult, după o săptămână sunetul clopoțeilor începu să îl enerveze din cale afară. Când totul deveni insuportabil, cuprins de remușcări, elevul se duse înapoi la maestrul său să-i înapoieze clopoței. Îi ceru de nenumărate ori iertare și când fu sigur că maestrul l-a iertat, îi puse întrebarea care îl frământa. Maestre, de ce la mine nu se întâmplă nimic atunci când sună clopoței? De ce nu apare bucuria pe care o văd la tine? Dragul meu, da, unde ai așezat tu clopoței? Îl întrebă maestrul. La poarta casei mele, maestre. Ei, vezi, trebuia să-i așezi la poarta sufletului tău. Aici se încheie povestea, dragi bunicuței. Dar nu înainte de a vă spune și câteva curiozități despre țara de unde vine această poveste, Japonia. În japoneză, dragi bunicuței, numele țării este Nippon, care înseamnă țara soarelui răsare. Pe vremuri se credea chiar că Japonia este prima țară de pe glob care vede în fiecare dimineață răsăritul soarelui. Tokyo, capitala Japoniei, are peste 30 de milioane de locuitori și este cea mai populată regiune metropolitană din lume. Japonezii mănâncă mai mult pește decât orice alt popor, aproximativ 17 milioane de tone pe an. Japonia este de asemenea cel mai mare importator de fructe de mare. Contrar ideii greșite pe care mulți străini o au, sushi nu este echivalentul peștelui crud. În japoneză, sushi înseamnă orez condimentat cu oțet, zahăr și sare. Peștele crud feliat și servit simplu, fără orez, poartă numele de sashimi. În Japonia, femeile obișnuiau să-și înnegrească dinții cu vopsea, deoarece dinții albi erau considerați urâți. Chiar și astăzi există o preferință aparte pentru dantura yaeba, dinți strâmbi, care este considerată atractivă. În Japonia este acceptat și chiar apreciat să tragi un pui de somn la locul de muncă. Da, acest lucru este văzut ca o dovadă a oboselii de pe urma muncii grele depuse. Familia imperială japoneză are o vechime de aproape 2000 de ani. Nici o altă familie regală din istorie nu și-a menținut poziția pentru atât de mult timp. Păi iubește, bunicuța!